Salut și bine ați revenit la Ingineria Antreprenorială. Mă numesc Andrei Sănescu, iar astăzi doresc să vorbim puțin despre povestea mea. Mi se pare important și relevant să încep ușor să definesc aici în fața audienței cine sunt, de unde vin, unde am ajuns și încotro mă îndrept. Care sunt skillurile mele de bază și cum încerc eu să aduc un impact în societatea românească. Așa că haideți să o luăm cu începutul. Prima întrebare la care vreau să răspund este de unde vin? Am terminat liceul aici în București, liceul Gheorghe Lazar, promoția 2014 și cred că liceul, de fapt sunt sigur că liceul a fost primul context în care am reușit să-mi definesc propriile valori, am avut libertatea de a face extrem de multe lucruri, atât artistice cât și educaționale. E efectiv primul loc unde am simțit că m-am format și primul loc din care am plecat cu o direcție, cu dorința de a face mai mult și cu dorința efectivă de a aduce cumva un impact. Și aici intervine o chestie în care cred super mult. Un om cu potențial trebuie pus în contextul potrivit. Și mă uit acum în urmă, iar contextul liceului, contextul clasei mele, a fost absolut prielnic pentru creșterea și evoluția mea. Așadar, vă rog, atunci când puteți, alegeți-vă contextele în care stați. Pentru că, în opinia mea, ele dictează cu adevărat evoluția voastră. Asta ca să nu mai menționez de oamenii cu care vă înconjurați. Iarăși, oamenii din jurul meu, în contextul liceului, au fost oameni care m-au inspirat să-mi depășesc limitele, au fost oameni cu care am luptat cot la cot în diverse competiții artistice, normal, și au fost oameni care îi simțeai că sumerau acolo lângă tine. Și cred că tocmai de asta eu cel puțin rămân cu cel mai plăcut gust în urma liceului. Și încă mă uit cu, nu neapărat cu regret, dar mă uit cu dor în spate la cei 4 ani. Personal, liceul mi-a oferit sentimentul ăla de unitate. Cum că noi, ca întreg, ne mișcăm înainte și realizăm anumite acțiuni. Și prin acțiuni mă refer aici la organizat evenimente, organizat spectacole, realizare de scurt metraje. Toate chestiile de pe lume ne-au fost permise să le facem. Și tocmai de asta o să am mereu sentimentul ăla de recunoștință. În momentul în care ești într-un context în care ți se dă libertate să faci absolut ce dorești, mă rog, cu un obiectiv constructiv, și în momentul în care simți suportul ăla, ce promovează libertatea ta, mi se pare că efectiv îți dă aripi. Și ajungi să-ți dai seama că doar imaginația ta este limita posibilă. Am simțit tendințele tehnice încă de prin școala generală, însă liceul a venit iarăși ca o confirmare pentru mine. Liceul a fost contextul în care am simțit că sfera asta tehnică mă atrage, eram foarte pasionat de informatică, învățam singur, stăteam nopțile și învățam, repetam pe un laptop mai vechi de-al mamei. Nu doar informatică, îmi plăcea foarte mult să citesc despre lucruri tehnice, îmi plăcea să mă informez, să înțeleg cum funcționează anumite lucruri. Cred că genul ăla de obiceiuri m-au adus acum în ipostaza în care sunt super curios despre lumea tehnică din jurul meu. Încă din liceu simțeam că mintea mea este efectiv formată pentru o carieră tehnică. Încep să asta îmi spunea mintea. În schimb, din cauza tuturor evenimentelor artistice din viața mea de liceu, simțeam oarecum că sufletul vrea și altceva. Făceam fotografie, făceam editare video. Îmi plăcea foarte mult să văd cum alți creatori de conținut își creează opere. Îmi plăcea să spun povești în format video, în format audio. Dar simt oarecum că am trăit în niște ani în care zona asta artistică nu era chiar în apogeul ei, cum s-ar zice. În sensul că
am trăit niște ani în care era mult mai practic să spui că ai terminat o facultate tehnică decât să spui faptul că ai terminat o facultate mai puțin tehnică, mai creativă, să-i spunem. Și tocmai de asta alegerea mea, care sincer cred că a fost bună, a fost să mă duc mai departe către politehnică. Repet, mintea mea simțea că poate să duc o astfel de provocare. Sufletul meu parcă simțea altceva, dar am zis, băi, pot să fac și un hobby din chestia asta. Nu știu, să creez conținut, să fac fotografii, să fac design și așa mai departe. Și anii următori chiar au confirmat ideea asta. Am continuat pe un făgaș foarte tehnic, însă în timpul meu liber făceam design grafic. Eram foarte pasionat de estetic, de comunicare vizuală, de cum putem să comunicăm un mesaj într-un mod frumos. Deja prin 2013-2014 începeau să apară platformele astea sociale super mari. Internetul deja se dezvolta într-un anumit fel, încât mi-am dat seama, bă, în câțiva ani o să fie nevoie de un logo bun, de o promovare frumoasă. Conștientizam încă de pe atunci că zona asta de marketing o să fie super apreciată în viitor. Și cred că asta a fost motivația mea să continui și cu partea tehnică și cu partea vizuală, pentru că simțeam că la un moment dat o să se îmbine. Și chiar s-a îmbinat. Și cred că aici intervine o altă mare lecție din viața mea. Intuiția noastră a oamenilor, sincer, cred că e cea mai bună lanternă pe care putem să o primim. Din păcate, tumultul ăsta zilnic prin care trecem tinde să asuprească vocea interioară care spune încotro e bine sau dacă e bine și așa mai departe. Mi se pare că în momentul în care oamenii o să învețe să-și mai dea shutdown la cuvintele care vin din exterior sau la factorii externi și o să înceapă să fie mai în concordanță cu propria persoană și cu propria voce, atunci o să fie mult mai fericiți. Sincer, cred că aș putea vorbi despre liceu ore întregi, dar am zis să o țin cât mai scurt, să spicuiesc așa 2-3 chestii, 2-3 tendințe, 2-3 idei, astfel încât o să pun punct aici pentru moment. Asta o să fie partea întâi. Cam așa în linii mari s-a desfășurat liceul pentru mine. Dacă vreți să aflați mai multe detalii, mai fac încă un episod cu drag. După aceea, după episodul acesta, urmează să vorbesc și despre facultate. Și cred că aici deja intrăm într-o ligă serioasă, pentru că aici, într-adevăr, s-au întâmplat multe, multe lucruri care m-au condus în momentul actual. Deci, ne vedem data viitoare.